Ei, suntem din nou în bucătărie. Am observat compotul de mere. E o chestie care se face foarte fain, foarte simplu. Fierbe apă, pui zahăr, când apa începe să fiarbă, pui merele, aștepți un sfert de oră, e mult, pe aia închizi aragazul, gata, compot din mere. Și e foarte fain de înlocuit, nu mult zahăr, o lingură pe chil, pe chilul de apă. Un litru de apă, o lingură de zahăr, lămâi, da, un fel de limonadă, este un fel de ceai de mere. Băi, să facem mai des, că să nu, na, unii beau suc, unii mi-mi place compotul de mere, poate o să mă supra-saturez de el și nu o să mai îmi placă, dar acum îmi place și, nu știu, odată de 2-3 ori pe săptămână chiar. Am de 2 ori pe săptămână să fac o oală de compot de mere, 5 litri, la doi oameni. Mâncăm câte o cană de compot, la fiecare masă aproape, știi? Și mă duc ca să mai iau mere la compot, să iau mere de compot, știi? Și nu cât aici am scandal cu pensionarul, nu, nu, că trebuie luat merii din piață, că sunt mai naturali, că astea din supermarket sunt mizerii, că prostii, știi? Ok. M-am dus în piață, 3,50 lei kilogramul de merii de la oameni. Merii de la oameni, 3,50 lei, știi? Ok. Am luat merii de 3,50 lei, păi zic, hai să mă prind la Carrefour, mă duc la Carrefour, promoții, 2 lei kilo de merii. Ok. Deci am luat merii cu 2 lei și merii cu 3,50 lei. Ok? Și acum, scuzați, bucătăria e puțin așa. Vă rog să-mi spuneți care sunt alea de 2 lei și care sunt alea de 3,50 lei. Da? Deci pe un rând avem merii de 2 lei și pe un rând avem merii de 3,50 lei. Da? Care? Ăsta cât e, de exemplu? Ăsta e de 3,50 lei sau de 2 lei? Ăsta e de 2 lei sau de 3,50 lei? Ăsta de care? Din ce set e? Care costă 2 lei și care e 3,50 lei? Da. Și pentru chestia asta mi-am adus aminte de o povestire, de o poveste, de o întâmplare, sau cum să-i spunem. Acum 100 de ani, vreo 15, acum vreo 15 ani am învățat o lecție de la un piețar. M-am dus în piața Crângaș, pe atunci era piața veche, cu tarabi, cu, adică s-au mai schimbat între timp, au refăcut clădirea, dar atunci era piață, piață. Așa se iau merii și văd la tarabi și erau merii, nu știu cât erau atunci, un leu, să zice. Nu știu unde s-a întâmplat ceva. Deci pe vremuri m-am dus în piața Crângaș, acum vreo 15 ani, și erau merii la tarabi. Știi? Și mă uitând așa și erau, nu știu, un leu și un leu 50, să zic, nu mai știu cât erau. Știi? Oricum, diferența era tot așa, de genul 2 lei, 3 lei, 50. Știi? Un leu, un leu 50. Și zic lui ăsta, care e diferența între ele? Știi? Și piețarul se uită la mine și zice, întâi cumpăr și după aia spun. Da, dă-mi 2 kg de mână multe meri, foarte multe meri mână. Zic, dăm 2 kg din astea de 1 leu și dăm 2 kg de 1 leu 50, da? În total iese 5 lei. Știi? 1 leu 50 ori 2, cred că chiar așa au fost. Mi-am dat 5 lei omul, i-am luat 4 kg de meri, știi? Zi-mi acum diferență, știi? Și zice, niciuna. Începi să râde. Nu e nicio diferență. Fraierii cumpără la 1 leu 50. Pe bune, jur, așa mi-o zis, știi? Nu e nicio diferență între ele. Dacă ești mai fraier, cumperi la 1 leu 50. Da? Ok. Deci cam asta e faza cu... Zi. Faza cu merele. Da? Și cu... Luați de ea de la oameni din piață. Dacă ești mai fraier, iei la 3,50 lei. Ca mine. Știi? Am luat acum de amândouă și de acum, deci nu... Și mai este... Mărul nu este o... Într-adevăr, poți să pui pesticidii sau asum, dar nu e o chestie procesată. Mărul nu e salam sau pizza sau chiar și pâine care are... Mărul e măr. Crește în copac. Nu... Știi, mai copt sau mai puțin copt, nu e așa mare de unde cumperi, sursa, știi? Și plus că ăștia de la... Cu cine am mai vorbit? Am mai vorbit cu cineva care e disperat din ăsta. Jumate. Eu sunt jumate cât el sau el, mă rog. Și îmi spunea că astea din supermarket sunt obligatoriu să treacă din niște teste UE. De pesticide. De ăla țăranul nu știe. El pune cu chilul, habar n-are, merii de la oameni. Și atunci când iei din supermarket, știi sigur că o trecut de niște normativi UE, că nu aduc ăștia în supermarket pus aiurea meri. Asta e o chestie. Și a doua chestie, iar mi s-a părut, vorbeam aici cu pensionarul și pensionarul zice, bă, eu cred că le-au luat aia din depozit, frate. Toate merile din același depozit, da? Și se vând, la, chiar dacă e la oameni, în piață e aceeași femeie, o, de 2 ani nu știu că o cunosc, e aceeași, știi? Dar sursa ei doar n-are livez, sau poate are, n-are, nu știm, dar se, merele seamănă foarte bine după cum ați văzut. Și zici, bă, poate chiar le-a luat din același depozit. Le-a luat din același depozit și le-a dat același, le-a pus același, na, 3,50 lei, știi? Dacă ești mai fraier, cumperi cu 3,50 lei, nu cu 2 lei. Mieri. Mă rog. Bine. Vreau să mai fac o înregistrare, dar poate mai târziu. Am fost la dentist.
am fost la dentist și, mă rog, e obligatoriu, trebuie să mergi des la dentist. Nu e cazul ăla, eu mă duc, dar revin, o să revin despre dentiști, acum e despre meri. Cumpărați merii la promoții, dacă le găsiți. Puteți cumpărați merii din supermarket. Nu e mare brânză. La ambele merii, sursa este România. Da? Deci originea merilor, România. Și din Carrefour, de data asta. Și din Carrefour și din piață, România. Deci, teoretic, e aceeași sursă, în ghilimele. Cumpărați merii, nu ca fraierii. Așa, și mergeți la dentist regulat. Eu mă duc, dar a fost un caz. O să povestesc cu o altă înregistrare. Mai moale pentru mine. Ăla e mai moale? Ăla e mărul de 2 lei. Ăsta care mănânci acum e mărul de 2 lei. Celălalt cum e? E tare pentru dinții mei. Dar la gust, vă întreb. Gustul e la fel. Numai că ăla e tare și ăsta e mai moale, poți să-l mesti. Deci, ăsta care mănânci acum, care îl tai, este mărul de 2 lei. Da. Iar celălalt care l-ai tăiat, ăsta din partea cealaltă, e mărul de 3 lei 50. Ăsta e mai copt, îi lăsați să coagă. Ăsta la 2 lei, e mai copt. Nu știu, ăsta, da. Ăsta e oprit coptului. Practic, sunt aceleași meri. Aceleași meri, aceleași soi. Le cunosc. Gustul la fel, nicio deosebire. Cu excepția că ăsta e tare. Ăștia s-o mai copt și mai moale. Gustul e același. Dar nu știu soiul ăsta. Da, bine. Idareț numește soiul. Da. Nu erau Ionatani, nu mai sunt. Nu mai sunt Ionatani, nu mai.